încă o dată musca asta, mă trebuie, ai tata. Pe te la o parte, că vorbesc la plan general. Hop, na polpa. Hop. Și-am spus, ia uite, arde șapa, sac. Prăjită bine, nu ars. Am făcut-o și cum așa ea, hop, știi? Ia, ia, ha, 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 lucrează, ia. A, am înțeles, înseamnă că... Ia, hop, ai văzut? Ia, bă, faci, vezi? Ai văzut? Vezi că tocul ăla ceva e util? Încă dă și ras! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Mulțumesc! Nu vrei să înșec tu? Hă? Că-ți eu doar alegă, da? E greșit pe ea. Принимай товар. Ну, ты же требовал. Давай, дай мальчику три рецепта. Уж, Кась, а осташенку ду? Осташенку ду, да я лошадь не мать, там шипец. Хай, давай. Пе, ты не трешь директора. Директор... Все котверсти, меньше должна ворвать об этой коре кепы, все имею в виду. Да перецем фак фат. А, да тому фильмец, да? А, скут, 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 скут. Bună ziua și bine v-am găsit la Jurnal TV. Este duminică și merge vorba de rețete noi. Alexandru Fica. Domnul Lungu, bună ziua. Ce doriți dumneavoastră astăzi să mâncați? A? Așa. E duminică, ora 10, la Jurnal TV. Merge vorba de chef de gătit și hai să gătim ceva simplu și gustos. Cam tot sezonul a fost simplu și gustos, în excepție de careva rețete au fost așa un pic mai complicate, dar per general rețetele au fost simple, nu paș? Per general rețetele au fost... Încă o dată musca asta mă întâlnești, știi ce ai? Așa, bun. Ce gătim astăzi? Astăzi o să facem niște vinete super mega simple la cuptor cu un pic de sos de roșii. Uite așa, 3 vinete. Hop, 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 hop. Să facem vâneta asta, dacă și să o înmuiam. Așa, bun. Batem așa o leacă vâneta, să o înmuiem. O tavă. Un pic de ulei. Între timp. Dă-te la o parte, că eu vorbesc la plan general. Între timp aprindem cuptorul nostru la 210 grade. Uite așa frumos. După care tăiem vinetele noastre. Uite așa, ia. Simplu. Fără multe să ne complicăm tare. Simplu ca bună ziua. Uite așa. O la 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 la. Vezi cum e să înțelegi, simți? Că să astea, da. Mai departe. Piper. Bun, luăm așa puțin ulei. Ok. Simplu ca bună ziua. Aici avem. Hop. Na polpa. Hop. Stai. Hop, na polpa de pomodoro, o salsă de roșii de la Kaufland. Deso, facem așa. Așa, un pic de roșii. Sos aici colea. Așa ia pe dinăuntru, uite așa ia. Parmigiana, bă! Fără basilico, fără, da? Încă un poco de olio de olivă, uite așa frumos. Ceaca paca, un pic de sare. Uite așa frumos încă o dată pe salsa noastră de pomodoro. Și mergem la cuptor. Când o să fie vâneta aproape gata, o scoatem. Nu poco de mozzarella, nu poco de parmigiano grattugiato, capisci a me? La cuptorul din nou. Bun, mai departe, un pic de ulei de măsline, uite așa frumos, măsline, 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 uite așa,
Unt. Unt. Bun, ceapă albă sau galbenă? Roșia, așa roșu schimbi culoarea. Uite așa frumos. Ceapa la prăjit. În cazul dat, când se fac supe creme, foarte important ca ceapa să fie prăjită bine. Din două motive. Dacă îți rămâne, poți să o păstrezi pe a doua zi, da? Dacă rămâne aciditate de la ceapa, produsele noastre poate să strice mult mai rapid. Așa. Am văzut azi... Am văzut azi un life hack, dar pohodul nu merge. Și am vrut să-l încerc. Să prinești că TikTok-ul ăsta măjește, eh? Am făcut nu știu cum așa ea, hop. Știi? Ia. Ia, ui. Lucrează, ia. A, am înțeles, înseamnă că... Ia, hop. Ai văzut? Bă, vezi că TikTok-ul așa ceva e util? Ia, bă. Paște, vezi? Ai văzut? Și-am spus, ia uite, okay. Arde șapa, saș. Prăjită bine, nu ars. Deci, usturoi. Usturoi este foarte bine. Împreună cu ciuperca. Bun. Este. Mai departe, ciuperci. Ioane, ești cu mine? Hai, te rog. Uite. Noi mergem pe cea mai simplă ciupercă, champignon, dar puteți să faceți mix de care doriți. Nu știu, gălbiori, sperbi. Sau dacă mergeți la Kaufland și unde stau legumele congelate, sunt niște pachetele frumoase de 400 de grame cu hrimpi sau un mix din ciuperci. Sau ghebe, nice, superbe. În așa suc creme, pur și simplu, sunt fantastici. Uite așa frumos. Da, și asta noastră, eu vă garantez că o să fie gustoasă. Super, mega, superbă, fantastic. Bellissima, bellissima. Punem un pic de sare, focul la maxim. O, nițelă sare, uite așa frumos. Puțin piper negru. Bellissimissimissimo. Uite așa frumos, focul la maxim, prăjim bine, după care adăugăm frișcă și lăsăm la fier. Prăjim bine, bine, bine tot treaba asta. Așa frumos. Mai adăugăm un pic de unt, lejer, nice. Focul puțin mai încet, frișcă. Și un pic de apă. Frișcă sau smântână de gătit. Uite așa frumos. Este toată treaba asta. O lăsăm frumos la fiert. Eu zic pentru 20 de minute. Între timp cât se gătește supa, o să gătească și vânăta. Ne vedem în 20 de minute. Am găsit ciupercile. Am găsit eu. Angelica l-a găsit și am să le adaug în supă. Așa. Sunt ciupercile și alea care vă spuneam eu. De la Kaufland găsești congelate la 400 de grame. Și eu cumpărasem niște hrimpi și am uitat ele și acum ne-am înțămit, știi? Și ca spuneam că supa noastră încă și mai gustoasă și mai... Niște hrimpi cu șampinioane și... Stai că îmi place tare. Când n-a sudat ce de salamere. E formidabil, știa? Știu că știți pașa. Bun. Între timp, cât mai mâncăm o bucățică de cârnăcior, hai să scoatem vânătul din cuptor. Nice. Îmi place cum arată, mă, băiatule. Să vedem dacă e coaptă. Coaptă e super. Ok. Trebuie să o lărgim nițel. Să mai îmblăm așa un pic pe la ea.
Ne punem încă și aia. Așa, bun. Luăm un pic de mozzarella. Mozzarella, cheddar, gouda. Ce vă place cel mai mult? Ce a luat? Un pic de mozzarella cheese. A little bit of mozzarella cheese is in the oven. In the oven. Do you speak English? Want to prefer fa? No? Eh? No? Deloc, da? Bun. Crema noastră de ciupergi e formidabile. Ideal ar fi să o batem în Nutribullet. O batem în Nutribullet. Asta am vrut să aud. Ideal ar fi să o batem Nutribullet ca să obținem masă super mega cremoasă și omogenă. Ula la! Uite cum arată. Creamy, 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 creamy. Nu-i carne, până la urmă e o leacă de frișcă, dar eu sigur 99%. Un pic de sare. Bună, 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 bună. Să lăsăm aici și ne să mai vrei cremă. Voi, adică acasă, puteți să faceți, să faceți în rolă cu un pic de pânica, crutoanele, crutoanele. În rolă, cu un pic de usturoi, ierburi aromate și eu slenos. Eu nu vreau să fac nimic, eu gata, atât a fost. Lui chipurile și avan că nu-i place. Păi, tu-ți dai seama, oameni buni? Un pic de ulei de măslini. Dar este le punem în partea asta, în ceea ce am să mănânc eu. Scoatem vâna, da? Uite așa frumos. În mai puțin de o oră faceți o supă cremă superbă, o vânătă stratosferică, înțelegi ce zic? Da. Și cu un pahar de vin spumant de la Chateau Vartelli o să aveți o duminică superbă. Alături de voi a fost șef Alexandru Comerzan. V-am pupat, ne vedem weekendul viitor și nu uitați, pentru mai multe rețete, canalul de YouTube Alexandru Comerzan sau canalul de YouTube Jurnal TV. Înainte de a mânca, după ce ați gătit și după ce mâncați, sau între timp cât mâncați, pe canalul meu de YouTube este un vlog, Viața unui șef bucătar. Intrați acolo și să vedeți că e șuș. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli.